găsit la pastila de mate care îți rezolvă rapid problemele. Vom rezolva o problemă de strategii, sunt 30, respectiv 36 de bomboane. Din plictiseală, Ana propune Mariei un joc. Se iau bomboane pe rând, de fiecare dată oricâte bomboane, dar numai dintr-o singură cutie. Pierde cea care nu mai are ce lua. Cum trebuie să procedeze cea care vrea să câștige jocul? Copii, avem în cutia 1 30 de bomboane, în cutia 2 36 de bomboane. Este o problemă de strategie. Să vedem cum trebuie să gândească cel care vrea să câștige jocul. Pot lua oricât dintr-o cutie și pierde cea care nu mai poate lua nicio bomboană. În primul rând, cea care vrea să câștige trebuie să egaleze cutiile. Deci, va trebui să scoată din cutia 2 6 bomboane. Deci, prima care intră în joc scoate 6 bomboane. A doua va scoate câteva bomboane. Spunem noi X dintr-o cutie. Ce face prima? Păi prima a văzut câte a scos a doua și prima va scoate tot X din cealaltă cutie. Bun. Iar vine a doua. Scoate un număr Y, că nu știm câte, dintr-o cutie. Cutiile fiind egale, prima va putea și ea să scoată tot Y din cealaltă cutie. Și tot așa vor face până când cine nu va mai putea să scoată? A doua. A doua nu va mai putea să scoată. Pentru că în momentul în care a doua are ce să scoată dintr-o cutie, cutiile fiind egale, prin simetrie, și prima va putea să scoată. Deci va pierde a doua. Câștigă prima care începe jocul. Ce vom face copii dacă cutiile ar fi egale? Păi dacă cutiile ar fi egale, deci nu mai trebuie să scoatem din ele să le egalăm, întotdeauna va câștiga al doilea care participă la joc. De ce? Pentru că el va vedea întotdeauna ce scoate primul din joc. Aceasta a fost o problemă de strategie.